Joi 21 noiembrie, Alianța franceză din Suceava a organizat Ziua Internațională a Profesorilor de Limba Franceză. Programul a cuprins lansarea numărului 8 al revistei de promovare a limbii franceze, civilizațiilor și culturilor francofone, în parteneriat cu Centrul de Reușită Universitară al Universității Ștefan cel Mare, precum și lansarea cărții Bucătăria în Bucovina, câteva rețete magice în limba franceză, coordonată de Mariana Șovea și Sanda Maria Ardelean. Inițiată în 2019 în cadrul proiectului Francofonia în Comunitate, propus de Centrul de Reușită Universitară și Biroul Francez din Suceava și susținut de Agenția Universitară a Francofoniei, revista Ritm Culeore Parol Francofon prezintă în mod tradițional activitățile francofone organizate la Suceava. Bucătăria în Bucovina, câteva rețete magice în limba franceză, constituie rezultatul unui proiect de promovare a gastronomiei române și franceze, desfășurat în rețeaua alianțelor franceze din România și susținut de Institutul Francez din București. La traducerea rețetelor de bucătărie selectate în colaborare cu profesor universitar dr. Adriana Dabija, au participat 4 studente de la masteratul cu dublă diplomă, teoria și practica traducerii din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, Mădălina Iroftei, Simona Vasilciuc, Olimpia Maxim și Petronela Prindi Moroșanu. Au luat cuvântul în cadrul evenimentului președintele Alianței Franceze din Suceava, profesor universitar dr. Inginer Valentin Popa, președinta Asociației Profesorilor Francofoni filiala Suceava, profesor dr. Irina Meliș, invitați din spațiul francofon european și african și economiști, dialogul fiind moderat de Sanda Maria Ardeleanu și Mariana Șovea, președinta de onoare și respectiv director al Alianței Franceze din Suceava.